Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultima lună de vară va aduce în continuare surprize. Aici aspectele soarelui vor ajunge pe primele poziții. Quadratura cu Uranus pe 16 august va avea o influență deosebită de puternică asupra noastră. Dar săptămâna va începe luni cu trigonul lui Venus și Chiron. Acest aspect armonios va aduce cunoștințe romantice interesante, popularitate la bărbați, cadouri, întâlniri. Spiritele înalte și tonul energetic ridicat vor fi inerente în balanță, tauri și pești, care vor avea ocazia să îmbunătățească relațiile cu partenerilor, să înceapă noi relații romantice sau să obțină un succes semnificativ în creativitate. În această perioadă, este recomandat să acorzi mai multă atenție aspectului tău, concentrându-te pe culori strălucitoare, machiaj și accesorii. Quadratura soarelui cu Uranus a sosit la timp pentru a schimba oarecum tendințele săptămânii care începuse, ceea ce, la prima vedere, ni s-au părut circumstanțe obiective, va deveni de fapt o consecință a comportamentului nostru. Chiar și cele mai puternice personalități din această perioadă vor fi scoase din rutina lor obișnuită de viață, și în special berbecul și leul. Într-o situație mai favorabilă vor fi cei care se pot adapta, pot fi flexibili și manevrează. De exemplu, gemenii și balanța vor simți puțin din acest tranzit, însă scorpionii, vărsătorul și capricornii pot fi implicați în situații conflictuale legate de granițele personale, relațiile cu oameni de autoritate. Și aici nu sunt excluse situații când rolurile se pot schimba, ele vor aduce în prim plan pe cei mai principiali și curajoși reprezentanții acestor zodii. În timpul aspectului tensionat al soarelui cu Uranus, numărul de despărțiri, divorțuri și rupturi de prietenie crește. În mediul de afaceri devin obișnuite tot felul de transformări și reorganizări, care nu vor fi întotdeauna plăcute. Acei antreprenori ale căror activități sunt legate de industriile intensive în știință, echipamente moderne de înaltă tehnologie și electronice se vor simți destul de încrezători și confortabili. Restul pot avea pierderi și, prin urmare, nu este indicat să se încheie orice fel de acorduri și contracte în această perioadă. Acțiunile negândite, riscul, acțiunile impulsive pot cauza probleme mari și este puțin probabil să scape cu asta. În ceea ce privește sănătatea, aspectul tensionat al soarelui cu Uranus poate provoca probleme celor care au boli cardiovasculare, riscuri mari de accident vascular cerebral și atac de cord, precum și tulburări nervoase. Luna nouă în leu, care va avea loc pe 16 august la ora 9:37, ne va face să ne îngrijorăm pentru noi înșine, realizările noastre și autoritatea noastră. În comunicare, calități precum nobleța, generozitatea, încrederea și puțin umor vor juca un rol important. Farmecul personal al leilor și al racilor va crește și va ajuta la rezolvarea unor probleme de lungă durată asociate cu structurile de putere sau cu oamenii de autoritate. Luna nouă va aduce noi oportunități scorpionilor, săgetătorilor și peștilor, iar aceste oportunități vor fi asociate cu societatea și cu locul cuiva în ea. Berbecul, taurul și gemenii vor putea să se declare clar, să devină mai vizibili. Vărsătorii vor putea găsi oameni prin care să-și pună în aplicare planurile și proiectele. Trigonul dintre Marte și Uranus va introduce tendințe mai pozitive în a doua jumătate a săptămânii, întărind nu numai intuiția în afaceri, darul sugestiei și persoasiunii, ci se va concentra și pe tot ce este original, idei, planuri, modalități de rezolvare a problemelor. Personalitățile non-standard vor fi în special evidențiate, în primul rând, în mediul de afaceri, știință și afacerile militare. Manifestarea talentelor va fi asociată cu inteligența, forța interioară. Aici, personalitățile uranice, de exemplu, vărsătorul, vor ocupa pozițiile de conducere, care vor putea rezolva un număr imens de probleme în moduri foarte neobișnuite în cele mai scurte intervale de timp.
Pentru Scorpion și Capricorni, este timpul să ieșiți din zona de confort, să vă revizuiți conexiunile sociale și cercul social. Gemenii, Balanța și Berbecul vor fi copleșiți de idei și planuri noi, în timp ce Fecioara și Săgetătorul vor putea rezolva cu succes probleme de lungă durată care păreau fără speranță. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!